Așa cum ați, locuitorii orașului au luat, au cules informațiile din comunicatul de presă, au fost un număr de 4.442 de cereri depuse de locuitorii orașului conform hotărârii Guvernului 70/2011 privind acordarea ajutorului de încălzire. Din toate aceste cereri depuse, doar două cereri nu au fost acceptate datorită neîndeplinirii condițiilor. În rest, toate cele 4.440 de cereri au fost aprobate. Și aș vrea să vă spun că sunt 2.886 de cereri pentru încălzirea cu energie termică, 90 sunt pentru încălzirea cu gaze naturale și diferența de 1.472 și 6 sunt pentru locuințe de cu lemne, încălzirea cu lemne, cărbun și alți combustibili petrolieri. Ceea ce aș vrea să remarc este faptul că aceste cereri se depun la o instituție, la Direcția de Asistență Socială. Noi le înaintăm prin dispoziția primarului către Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Giurgiu. În momentul în care aceste instituții primesc banii necesari, persoanele respective sunt informate, se pot prezenta la Direcția de Asistență Socială din cadrul primăriei, la Giurgiu Nord, și pot să-și ridice acești bani. Ceea ce aș vrea să mai adaug este faptul că cei care au ajutoare de încălzire cu energie termică de la SCUD vor compensa aceste sume din facturile care le au la asociațiile de locatari. Aș vrea să mai adaug, îmi pare rău că foarte multe acțiuni de genul acesta se derulează prin Direcția de Asistență Socială, iar așa am moștenit, așa avem la Primăria Giurgiu, direcția aceasta este la Giurgiu Nord. Și oamenii întâmpină dificultăți să meargă. Și vedeți, dumneavoastră, noi adresăm unor categorii sociale defavorizate. Sunt persoane care merg să-și ia ajutorul de încălzire, sunt persoane care merg să-și ia ajutorul social, sunt persoanele care merg să-și ia acele, eu știu, ajutoare de la Uniunea Europeană. Sunt cei care primesc diverse ajutoare materiale, financiare de la primăria sau Consiliul Local Giurgiu și sunt nevoiți să meargă până la Giurgiu Nord. E o distanță foarte mare, este la marginea orașului și nu întâmplător am spus că în programul nostru de investiții pe anul viitor este și acela de a muta Direcția de Asistență Socială, de a renova clădirea de lângă primărie unde era Comisariatul Județean Militar, CMJ-ul Militar Județean, și de a muta aici Direcția de Asistență Socială. Este pentru cetățean mult mai bine și să știți că și pentru primărie. Orice, eu știu, informații, orice hârtii care aveau nevoie să le semneze, trebuiau să vină de la Giurgiu Nord aici. Acolo la Giurgiu Nord va rămâne un centru social. Avem acum centru de primire în regim de urgență și urmează să îl transformăm fie într-un cămin de copii, un azil de bătrâni, nu știu, ne vom gândi, dar va fi ceva cu caracter social. În ședința din luna aceasta, care va fi vineri la ora 12 pe data de 21 decembrie, toate hotărârile care, din vari motive, luna trecută nu au fost aprobate, eram în campanie electorală și poate că au considerat că nu sunt necesare, acele lucruri, încercăm să le propunem, încercăm să convingem consilierii că sunt necesare aceste hotărâri și nu numai atât, sunt benefice locuitorilor orașului. Mi-este foarte greu să merg într-o negociere când va fi pusă în exploatare groapa ecologică de la Frătești și să intru în această negociere cu prețuri de 13 lei și 9 lei la gunoi. Altfel, când te duci și zici, domne, locuitorii orașului plătesc cu 8 lei și 6 lei. De aici încolo negociem, fie și în jos, fie și în sus, depinde ce argumente au fiecare parte. Dar e un punct de plecare și din cauza aceasta doresc să implementez acest proiect. Mai doresc să implementez acest proiect și din alt punct de vedere. Vreau ca toți cetățenii orașului să fie responsabili. Și ești responsabil dacă produci gunoi, plătești gunoi. Fiindcă dacă plătesc doar 30% sau 40%, plătesc și pentru ceilalți 60%, nu este bine. Mai avem o mare problemă. Astăzi, cu toții ați fost informați și ați văzut pe canalele de televiziune națională hotărârea de guvern privind majorarea impozitelor și taxelor locale. Cu rata de inflație, dar este tot o majorare. Noi am avut hotărârea de Consiliu în septembrie în care am păstrat același nivel al impozitelor și taxe. Nu dintr-un considerent populist, ci dintr-unul real, realist.
Oamenii nu mai au bani să plătească aceste impozite și taxe. Și degeaba vii cu valori mai mari, că oricum nu le plătești și crezi cariera trece. Și ce am făcut? Ne trezim că, și sumele de încasat, ne trezim că pe hârtie avem de încasat sute de miliarde și noi efectiv nu încasăm. Și oamenii au probleme, oamenii au o presiune socială, au și această presiune financiară să-și plătească impozitul și taxele, impozitele și taxele, și dacă le tot mărim, chiar n-au de unde să le plătească. Este același lucru ca la încălzirea de la CET. A tot mărit pe principiu că trebuie să fie rentabilă. Ok, trebuie să fie rentabilă, dar dacă nu plătesc, tot în pierdere sunt. O societate este rentabilă când încasează, nu când facturează. Au fost câteva cerințe ale unor persoane, fie prin adresa mea de Facebook, fie prin adresa primăriei, fie pe site-ul primăriei, fie direct prin cereri către municipalitate. Giurgiu n-a avut o tradiție privind Revelionul în aer liber. Și să știți că, în general, românii n-au o tradiție prin Revelion. Poate în orașele foarte mari se organizează de către municipalitate spectacole grandioase și atunci foarte mulți trec și pe acolo sau rămân acolo în piață. A fost o tentativă anul trecut care nu știu cât a prins. Am înțeles că în piață au fost câteva sute de persoane, cam atât, și după aia s-au retras fiecare la locurile unde sărbătoreau până la urmă Revelionul, trecerea dintre ani. Am avut o discuție și cu cei de la ISU, am avut o discuție și cu cei de la jandarmi, cei care trebuie să asigure până la urmă condițiile de desfășurare în siguranță. Și cred, chiar puteți să o luați ca o certitudine, nu vom organiza Revelion în aer liber și nici măcar focuri de artificii. Fiindcă e o cheltuială în plus, 150 de milioane să plătească municipalitatea ca să, eu știu, să creezi un moment de 10 minute care poate nu se uită nimeni. Toți sunt în restaurante, acasă, la prieteni, să iasă în stradă să vadă doar focul de artificii, să întoarcă. Poate că era un moment, da, nu știu, poate că era un moment pentru o zonă și care trecea repede, banii se duceau la fel de repede. Am preferat să luăm această decizie. Dacă o să greșim, ne vom îndrepta anul viitor. Dacă nu o să greșim, nu o să facem nici anul viitor. Lăsăm la atitudinea cetățenilor orașului. Dar eu cred că sunt mult mai multe probleme în orașul acesta decât să, eu știu, dăm cu artificii noaptea de anul nou și să mai cheltuim 150 de milioane. În ceea ce privește, eu știu, organizarea sărbătorilor de Crăciun, eu zic că anul acesta primăria și municipalitatea s-a prezentat onorabil. Poate că se putea și mai bine, în toate există un început, cu toții învățăm, suntem la început de drum, dar a existat acea acțiune Giurgiu, o lună de poveste, și sunt acțiuni în parcul Mihai Viteazu, sunt copii care se distrează. E un început, mai timid, așa este. Nu avem o tradiție, dar o să vedeți, după 2-3 ani oamenii or să realizeze că există în fiecare an de sărbători un târg, există în fiecare an de sărbători un brad împodobit, copiii pot să vină și tinerii și, eu știu, formațiile din oraș, care formații de copii, de tineri, și care pot să ia pulsul până la urmă competiției acolo, în fața spectatorilor. Condițiile n-au fost chiar super bune, a mai fost și frig, a mai și nins, acum e chiar frumos în parc. Eu zic că arată un loc, poate că se putea și mai bine, dar e un început. S-a făcut un mic tantam, nu foarte mare, vis-a-vis. Eu am vrut să las fără să fac mare publicitate. Nu știu în ce luni, eu știu, cred că prin lunile septembrie, dacă nu mă înșel, am primit o adresă din partea Patriarhiei, care era o adresă tip, trimeasă tuturor municipiilor reședință de județ, și prin această adresă să cerea sprijinul municipalității, o acelor orașe, de a ajuta la construirea Catedralei Mântuirii Neamului. Acum, aș vrea să explic un pic. Catedrala Mântuirii Neamului nu este nici a Patriarhului, nici a doar a Bisericii, este a tuturor cetățenilor de religie ortodoxă din municipiu, din România și nu numai. Și este simbolul recunoașterii ortodoxiei în această țară. O țară care, după Rusia, este cea mai numeroasă din punct de vedere al religiei ortodoxe.
Deci n-ar, ați văzut, și rușii au, bine, sunt construite mai de mult, dar au catedrale care, cu care să mândrească. Noi, poate că această construcție a prins într-un moment de criză și oamenii, în general, oamenii de bine trec mai departe, ajută și nu-și pun prea multe probleme. Mai sunt și anumiți scurcotași și știu că știrile negative se vând cel mai bine. Am vrut să trec sub tăcere. Am trimis un răspuns la fel de frumos, în care am rugat prefericitul părinte Daniel să scuze dacă poate oferta primăriei Giurgiu, când va fi ea, fiindcă în acest moment eram la sfârșit de an, nu aveam buget, să, indiferent dacă această ofertă, indiferent la ce sumă va fi, să o considere ca o sumă dată din sufletul locuitorilor acestui oraș și nu contează mărimea sumei cu, eu știu, credința acestor locuitori. Lucrurile au rămas la stadiul acesta, urmează să vedem în anul următor ce putem trece în bugetul municipalității. Noi avem în municipiu 3 biserici care sunt în construcție, o biserică care s-a terminat, cea de la spital, dar sunt 3 biserici în diferite stadii de construcție. Este Biserica Sfinții Brâncoveni, unde s-a sfințit, eu știu, subsolul, și, sau demisolul și urmează să ridice. Este biserica cu hramul Sfântul Nicolae de la Mănăstirea Sfântul Gheorghe și care este un stadiu destul de avansat. În cartierul Obor se mai construiește o biserică cu hramul Sfântul Ștefan, dacă nu mă înșel. Este biserica de la care sigur este în fază de, cum să zic, ceva provizoriu de la Teatrul de Vară. Avem cu Episcopia Giurgiu două proiecte pentru anul viitor. Este vorba de grădinița din fostul sediu al Petromului de pe Tiden Tineretului și care a fost dată sub titlu gratuit Episcopiei și dorește să înființeze o grădiniță cu program prelungit și în care măicuțele să fie pe post de educatoare și să creeze și acel liant între religie și între, până la urmă, dorința copiilor de a învăța. Mai avem la Teatru de Vară, în care a fost dat în folosință episcopiei pentru acea biserică și se dorește un centru pentru tineri de consiliere, de petrecerea timpului, dar în canoane bisericești, în limitele, eu știu, religiei, nu discoteci sau alte lucruri. Dar pentru consiliere, pentru, eu știu, îmbunătățirea activităților științifice sau didactice. Sunt câteva acțiuni care le avem în colaborare cu Episcopia. Nu știm ce bani vom avea. Revenim la partea cealaltă care vă interesează, că știu unde ați vrut să ajungeți. A apărut pe anumite, eu știu, site-uri naționale, cum că primăria Giurgiu ar fi avut, nu știu de ce am fi intrat noi acolo, dar vă spun, această, cel puțin și adresa și răspunsul, nu le-am ținut sub tăcere, dar nu am făcut o publicitate. Au ajuns unde au ajuns, cum pe ce surse, canale au ajuns mai departe, că mi s-a cerut o sumă enormă. Și am fost contactat de acea publicație să-mi spun punctul de vedere. Și exact ce am spus acum le-am spus și dumnealor. Cred că n-au fost mulțumiți de răspunsul meu. Am fost contactat de o televiziune națională care dorea un punct de vedere, eu știu, mai ferm. Le-am explicat și dânsul la telefon cam care este direcția mea. N-au mai considerat că e necesar să mai vină la Giurgiu, au cam aflat punctul meu de vedere. Să știți că a ajuta nu e nicio obligație, vine din suflet, dacă vrei să ajuți. Că suma aceasta vine de la municipalitate. Până la urmă, o să ne mândrim și noi când va fi gata, cu o părticică de acolo a venit și de la Giurgiu. Giurgiu m-a ajutat și în urmă cu câțiva ani, Patriarhia. Nu suntem chiar așa răi la suflet să nu ajutăm, în limita posibilităților. Zilele trecute, comisia, deci luni, marți și miercuri, comisia pentru verificarea dosarelor a funcționat în cadrul primăriei. Să știți că a fost o comisie din 7, 8, 9 persoane. Ei și-au desfășurat activitatea în sala de consiliu și chiar au muncit de la 10 și până pe la 1, 1 jumate în fiecare zi. Fiecare membru al comisiei a luat dosarul. Deci nu a luat o situație, nu a luat, eu știu, niște date puse la dispoziție și cu alea au mers mai departe. Nu. Au luat dosar cu dosar pe baza grilei din hotărârea de guvern. Au
făcut, fiecare membru și-a făcut punctajul, acel punctaj pe o listă a fost trecut de la fiecare membru, dacă au existat același dosar cu puncte diferite, acele două persoane au mai studiat o dată dosarul și au căzut de acord unde, care punct. Fiindcă pe acel principiu al transparenței și al corectitudinii, doresc să dau aceste locuințe anele strict conform legii. Și oamenii să aibă siguranța că cel care a luat merita datorită acelui punctaj, că cel care poate momentan nu se află în listă, la vară mai dăm 120 de locuințe și sigur va intra, iar ceilalți vor îndeplini, când vor îndeplini condițiile, vor beneficia. Dar vreau să aibă siguranța că este corectitudine și că nu vine nicio cerere pe dândos, să aprobați-o și pe asta. Nu, dosarele s-au luat independent de fiecare, membru al comisiei. Și au fost 4 consilieri, a fost un viceprimar, plus fiecare departament care a avut, cât de cât activitate sau a avut tangență cu aceste dosare. Direcția de asistență socială, care a făcut referatul, Direcția de patrimoniu, care a făcut materialul, Direcția de evidența populației, care mi-a adus hârtiile clare. Deci, din fiecare din aceste direcții au fost câte o persoană și la nivel de director care a făcut parte din comisie. Eu zic că, în acest moment, Serviciul Mass Media din primărie efectuează filmări la domiciliu a primilor 100-150, să vedem când ne va permite timpul, vom face un material, îl vom prezenta tuturor la Teatru Tudor Vianu, va rula, poate pe portalul primăriei. Vreau transparență și vreau corectitudine. Și sper că locuitorii orașului vor înțelege lucrul acesta, vor mai exista și cârcotași. Eu m-am cam obișnuit. Avem orașul negru, sau străzile sunt negre, și în acest moment mai se găsesc care să spun, era mai bine pe vremuri, că știi, parcă atmosfera aceea hibernală de iarnă era păstrată așa, neintactă, fără să mai fie, aruncat cu sare și stricat frumusețea orașului. Nu știu, acum am întrebări de la, m-a sunat cineva dimineață să iau atitudine și să văd cu cine pot să vorbesc, să acționeze și pe Giurgiu București, să fie, să nu mai fie polei. Și am spus, dacă v-am învățat, nu prost, dar dacă Giurgiu arată bine, acum aveți termen de comparație total invers. Înainte era frumos pe Giurgiu București, când intram în Giurgiu era polei și zăpadă, acum e invers. Asta este. Eu zic că cei de la Financiar Urban și-au dat testul, chiar dacă n-am avut cea mai dură iarnă, dar pe momentul acesta, pentru cele două cazuri, eu zic că lucrurile sunt sub control în oraș și s-a văzut o schimbare, s-a văzut că s-au luat și zăpada după trotuare. Am venit cu acele motofreze de trotuar și aici sunt probleme. Nu suntem pregătiți cu trotuare pentru motofreze acum. Și am stricat 2 motofreze. Bine, Melco am stricat în cauza că au luat pietre. Odată cu zăpada mai erau și pietre și au luat pe Melco și asta este. Dar ușor, ușor le învățăm.